Baioneta a fost arma principală a armatei române în primul război mondial. O armă lungă, ascuțită, specială pentru luptele corp la corp. Vreau să văd cât de grea este. Este destul de grea. Cât are? Aproape 4 kg are astfel de armă cu muniția încărcată și cu baioneta. Nu era greu unui soldat să care 4 kg această armă și mai avea și muniție? Și... Era greu, dar un soldat sau în dotarea, echipamentul clasic standard al unui soldat de infanterie era în jur de 25-30 kg. Pe atunci, o armată era apreciată după numărul de baionete pe care le putea alinia. Armata italiană putea să alinieze 9 milioane de baionete. A noastră? Armata noastră în 1916 a avut în jur de 400.000 de soldați, dintre care efectiv soldați de primă linie, în jur de 200.000 de oameni. Față de populația României era foarte mult. Istoricii spun că slăbiciunile armatei române în primul război mondial au constat în decizii și comenzi militare greșite, dar mai ales în dotări modeste de la personal până la tehnica de luptă. Nici armata franceză nu se putea compara cu armata germană sub raportul dotării cu utilaj militar. Prea puțină muniție, de exemplu. Se calcula că e un glonte de soldat. Nu se putea duce un război pe picior de egalitate. Și totuși s-a dus. În ianuarie-martie 1914, Ministerul Român de Război stabilise să cumpere aproape 1 milion de arme de toate tipurile, baterii de tunuri grele și tot ce presupune armament modern. Numai că din toată comanda a primit o mică parte din Germania și Austria cu doar o lună înainte de începerea războiului. Majoritatea armatelor din timpul primului război mondial erau dotate cu puși cu repetiție după acest model. În mâna mea se află o pușcă Mosin-Nagant de fabricație rusească, calibrul 7,62 de milimetri, cu o magazie care conținea 5 cartușe, în care se făcea prin trage înapoi a levierului, cartușul era băgat în camera cartușe și prin răsucirea cu 90 de grade, practic arma era încărcată, arma era armată, se putea atrage. Armata română a fost nevoită să folosească pe front și arme cu un singur foc, ceea ce a dus la pierderi importante în rândul soldaților. Soldații erau antrenați să ochiască, dar experiența de război a arătat că din cauza terorii, panicii, se executau focuri practic fără să ochiască și consumul de muniție era foarte ridicat. Artileria era încă tractată de boi sau cai. Existau foarte puține mijloace motorizate. Ofițerii aveau în dotare arme scurte, cum este acest revolver, model Saint-Étienne. Revolverul încă în acea perioadă era gândită cu o armă de mână stângă. De ce? Pentru că ofițerul era dotat cu sabie. Încă în primele săptămâni de război, comandanții au înțeles că săbile devenise deja desuete, nu mai aveau niciun rol, ele sunt eliminate. În preajma intrării în război, România a mai încheiat două contracte de armament cu Franța și acestea onorate parțial. Așa au trecut de la săbi la mitraliere. Acesta este faimosul tun de câmp Krupp, modelul 1904. Este un tun cu tragere repede. Se numește modelul românesc pentru că doar armata română l-a utilizat. Un astfel de tun era mânuit de circa 6 soldați. Abia în iarna, primăvara anului 1917, armata română refăcută, echipată și instruită de misiunea militară franceză și-a îmbunătățit condiția de luptă.